Hei, salut, sunt Emma și astăzi avem rubrica produse terminate sau empties. Astăzi o să folosesc și despre păr, și despre față, și despre ceva din machiaj. De obicei, măștile le folosesc după peeling-uri și dacă după peeling aplic o mască și mai am nevoie și de o cremă, înseamnă că masca nu este potrivit. Acestor măștile dau 8 din 10 și anume din cauza texturii măștii. Deci textilul din care este făcut nu este elastic și nu este într-atât de ușor de a o poziționa pe față, numai dacă aveți o față micuță, a mea nu e. Deci avem nevoie de ceva mai elastic, chiar dacă o tai, tot una ea așa stă, nu stă bine, pentru că nu are elasticitate în ea, în sine textilul. Dar soluția mi-a plăcut, este destul de plăcută pe față, hidratează foarte bine, dar nu sunt din cele mai bune. Măști care sunt mega accesibile și din cele bune sunt iată acestea de la Oti cu ceramide pe care le-am mai arătat în clipurile mele. Îmi plac foarte mult și anume ele și îndeplinesc foarte bine misiunea atunci când le folosesc după peeling-uri. Deci cu ceramide construiesc foarte bine bariera și ajută ca să nu se întâmple nimic rău cu pielea voastră, hidratează foarte bine. Deci, super! O cremă care de mult vreau să o încerc, că toată lumea cred că a auzit de ea, de la Skin 1004 cu centela asiatică, care este rai, deci am comandat-o în varianta mică de 30 de ml și e într-atât de bună că mi-am comandat varianta de 75 de ml. Acum am un ten acneic, da, pe barbă se vede, dar retinolul își face treaba și își revine. Deci această cremă, din toate cremele care eu le am acasă, dar am câteva, credeți-mă, asta este una din cele mai minunate. Dacă căutați o cremă care să meargă pentru pielea grasă, acneică, normală, poate chiar și uscată, dar cu un serum hidratant în plus, aceasta este ea. Deci este o cremă care poate să meargă pentru toate tipurile de piele. Super! Încă un produs minunat care zic producătorii că poate să înlocuiască și serumul, și crema, și tonerul, este aceasta de la Mary May. Nu cred că ea poate să locuiască chiar toate, pentru toate tipurile de piele. Esența de la Mary May, care o folosesc deja 3 oare, prinse, este una foarte bună, foarte bine îmi hidratează pielea și îmi reface bariera tenului. Îi dă un suport, un ajutor pielii mele când folosesc acizi și retinol. Deci îmi place foarte mult, îndeosebă folosesc iarna, pentru că ea este destul de grea, lăptoasă, așa. Pe la fel puteți să folosiți și doar pe ea și o cremă seara, deci nu necesită încă ceva în plus. Am finisat cu fața, haideți să trecem la produsele pentru păr. Primul produs pentru păr care vreau să vă-l arăt este acesta de la Rated Green Real Shea. Cred că toată lumea a auzit despre ei. Este o companie care are produse foarte curate, deci care nu adaugă diferiți balauri în produsele lor, deci este un produs foarte bun, îmi place foarte mult. Deci este o loțiune antifriz hidratantă, leave-in, care nu trebuie spălată, pentru păr. Eu o folosesc de foarte mult timp. Deci sunt foarte haioase toate produsele mele care sunt în format așa de tub, pentru că sunt tăiate. Nu vă imaginați cât produs rămâne aici. Deci, de exemplu, această cremă am mai folosit-o încă de 4 ori, încă 4 aplicări am avut în ea și nu ieșea deloc din trânsa. Aceasta am avut încă vreo lună după asta, pentru că este mare și foarte greu ieșea din trânsa produsul. Plus asta rămâne și pe sus, unii nu o pot scoate, deci de ce nu? Unica chestie pot să spun că în cazul BB cream-ului am făcut așa o chestie și cu BB cream-ul, foarte greu s-a finisat, cu toate că era foarte mult produs, foarte greu l-am finisat și deja era prea murdar și am fost nevoită să-l arunc. Uleiuri pentru păr, deci eu chiar astăzi mi-am făcut hair oiling pentru rădăcini. Deci acestea sunt produsele must have pentru rădăcini, de aproape 20 de ani eu le folosesc. Iată acest ulei de brustre, îl găsesc în Moldova în farmacii, care foarte bine întărește rădăcina părului și nu pot să zic că îndesește părul, anume el, dar anume face rădăcina părului foarte puternică. Deci
super, super bun. Și uneori mai iau și acest ulei de ricin, tot din farmacie. Îl folosesc la fel ca și acesta din brustre, pe rădăcini. Sunt un mix foarte bun pentru mine. Ultimele două produse sunt produse pentru machiaje. Primul care vreau să vă arăt este acest gel de sprâncene, care și acum l-am pe sprâncenele mele. Este de la Vivian Sabo, are atașa perie. Este un produs foarte bun, foarte ieftin pentru prețul lui. Dacă încă nu ați folosit vreodată un fixator pentru sprâncene, iată el cel primul care trebuie să-l încercați, pentru că și prețul și calitatea este una mega bună. Produs pentru machiaj, ultimul, dar atât de adorat de mine. Îl am, cred că de vreun an, dar îl folosesc mega intensiv. Să zic că pacul e clar ce e. L-ați văzut intensiv pe buzele mele ultimele luni și l-am finisat. Poate mai este acolo un bob pentru o dată, două ori, dar în dulap am încă unul nou. Deci este un produs de la Kiko, este o cremă de buze cu efect de volum. Acum am un creion în exterior cafeniu, care este pe un caial pentru ochi. Cafeniu, dar are o culoare superbă. Înăuntru unii este roz, este un tint. Și deasupra, pentru luciul ăsta și pentru un pic de mărire de buze, este iată această cremă de buze. Și uneori chiar o aplic doar pe ea, pe buze, și îmi hidratează foarte bine buzele și îmi creează, nu știu, așa e, tamam cum trebuie. Acum perea este roz, pentru că foarte des am pus-o peste tint, dar vreau să vă arăt cum este periuța. Este foarte simplu, ușor de aplicat. Să vă arăt și cum este el. El este transparent, așa lăptos. Nu are niciun fel de glitter în el, dacă nu vă place lip gloss-urile glitterate. Deci este minunat. Îmi place foarte mult, de asta l-am a doua oară. Prima dată am vrut să-l iau roz. Deci ele sunt două, unul alb și unul roz, cu toate că scrie transparent, dar el este alb la culoare. Dar pe buze, da, este destul de transparent. Vreau să-l iau pe cel roz și nu era în stoc, dar era asta alb și sunt foarte mulțumită de el. Deci, Plumping Effect Lip Cream, 1 milion din 10, must have, care să-l ai la tine în gentuță. Am încercat și altele, dar ăsta într-adevăr, este un produs minunat și la un preț atât de mic. Astea sunt produsele lunii noiembrie, favoritul clar este ăsta de la Kiko, nici nu se discută. Care sunt produsele voastre favorite din luna aceasta? Haideți, scrieți în comentarii și să discutăm despre ele, le-am folosit și eu, mi-au plăcut sau mai puțin. Dacă nu mi-ați dat subscribe, nu uitați până decât să o faceți. Puteți să mă găsiți și pe Instagram pentru a discuta și a ne împărtăși cu experiența în produse de skincare. Asta a fost pentru astăzi. Pa, pa!